Am înțeles că avem prieteni mulți la Galați. Am înțeles că deja s-au aprins ceva telefoane în partea dreaptă. Și vreau acum să văd, după ce am înțeles lucrurile astea, și palmele ridicate. De acolo am văzut o mână. Aici e porocăreală puternică, aici e pe palme. Hai, hai, mai sus palme, puțin mai sus, hai. Un pic mai mult efort, că nu e o problemă. Nu ne vede nimeni. Suntem între noi. Și acum vocile voastre. 2, 3 și... Băi, este incredibil, foarte tare, încă de la început. Galați, 2, 3, 7! Minunat, 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 minunat! Hai, pentru ultima oară, dacă te găsta! Bă, știe lumea și cu ritmul și cu tot ce trebuie. Am avut de ales, acum sunt mai mare și am înțeles. Să știți că orașul dumneavoastră ne trezește nouă, ca și formație, cele mai frumoase amintiri. De ce? Primul nostru concert sub numele de Proconsul în afara Bucureștiului a fost la Galați în 1999. Cântam undeva în fața hotelului Mercur, aici, hotel, mă rog, înainte se numea altfel. Și era, a fost o ploaie teribilă atunci. Teribilă și nu știu dacă mai e de atunci cineva care a fost la concertul ăla între dumneavoastră, dar noi am rămas profund impresionați când am realizat că multă lume, de fapt toată lumea a rămas acolo cu umbrelele, să asculte și Proconsul. Cântase deja Holograf, lumea ar fi putut să plece acasă, în schimb a rămas să vadă și Proconsul. Și nouă asta ne-a produs un tatuaj pe inimă, așa că vă iubim tare mult, dragilor. Și atunci vă cântam, atunci vă cântam și vă spuneam de unde credem noi că vine ploaia. Exact de acolo. Noi v-am zis de atunci că de acolo vine ploaia. Voi, unii dintre voi, nu, nu și nu. Dar uite că de acolo, într-adevăr. Și în zilele noastre tot de acolo vine ploaia. Dragilor, de la ruși! Am învățat marți cum să cad din pom și de-asta miercuri m-am tuns. La prieten mă întreabă joi dacă vineri ieșim. E vremea nașpa și se așteaptă ploi. Dar dacă sâmbătă-i furtuna, duminică împreună strigăm de la ruși. Ne-am obișnuit cu minți să ne ude până învinți. De la ruși vine ploaia. Ne-am obișnuit cu minți să ne ude până învinți. Am așternut pot de flori peste prut și n-ai să crezi ce-am văzut. Puștoi ce marfă, ce mult mi-a plăcut. Picioare lungi până-n gât. Sirene blonde au ieșit în oraș și sunt expert în amor. M-aș da la ele, dar nu am curaj. Iar dacă-mi pică una nână, zic numai o lună și strig. Pe la ruși vine ploaia.
de acord cu noi? Mâna sus! Sunteți de acord că de la rușine ploaia? E clar. Dacă sunteți de acord, atunci vreau să vă auziți vocile. Cântăm puțin mai simplu, ca să nu fie greu pentru nimeni. Așa că, prieteni buni, 2, 3 și... De la rușine ploaia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. De la... Oh, hai că merge și mai tare un pic. De la rușine ploaia. 1, 2, 3. De la rușine ploaia. Mulțumim copiilor care cântă frumos, băi, foarte tare. De la rușine, de la rușine, de la rușine, vine. De la rușine ploaia. Ne-am obișnuit cu minți, să ne ude până dinți. De la rușine ploaia. Ne-am obișnuit cu minți, să ne ude până dinți. De acum, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, va fi un test de anduranță pentru dumneavoastră, pe care noi îl dăm cu voi, până la următoarea declarație, următorul cântec, care e o declarație de dragoste. Vreau să văd cât rezistă prietenii din Galați cu palmele ridicate. Foarte tare atunci când ține ritmul. Publicul ține ritmul, voi țineți ritmul. Este cel mai tare. De aici se vede foarte bine. Sunteți foarte frumoși atunci când cântați. Și mai frumoși atunci când ridicați palmele. Oh, da! Super! Hai că rezistă, rezistă lumea, rezistă acolo în spate. Super! Partea dreaptă are impresia că nu e văzută, dar vă văd și acolo. Super, Galați! Absolut minunat! Nu pot să spun decât că mi-ai luat inima! Deva, aproape de pernă mea, am găsit urma chipului ei. S-ar putea, îmi spune cineva, s-o găsesc și pe ea. Oricum, chiar nu e departe, am s-o caut și-am s-o găsesc. Am s-o întreb, de ce iubita mea mi-ai furat, mi-ai furat, mi-ai furat inima, mi-ai luat inima și-ai plecat. Nici măcar nu mai întreba. Aproape de strada mea am găsit urma pașilor ei. S-ar putea, îmi spune cineva,
găsesc și pe ea. De-acum toată viața am să te aștept. Mi-ai luat timpul și-ai plecat, nici măcar nu m-ai întrebat. De-acum toată viața am să te aștept. Ia să văd pe voi acum. Oricum asta e. Am zis-o perfect și am zis-o întrebă. Mi-ai furat, mi-ai furat, mi-ai furat inima, mi-ai luat inima, inima de las. Scumpii noștri, noi anul acesta, ca și trupa Proconsul, noi am făcut 23 de ani și ne-am propus la fiecare concert pe care îl ținem, recital pe care îl ținem anul ăsta, să ne serbăm ziua. Așa că, dragilor, astăzi seară sunteți invitați la ziua noastră și ca să știți cu cine stați de vorbă, vă spun așa. La chitară și la voce, Dragoș! De 23 de ani, la clave și la voce, Robert! Răzvănele la tobe! Jules Baldovin, la chitară și voce! Traian la chitară, bas! Și al vostru prieten pentru totdeauna, Bodo. Și acum, pentru că nu e cazul să cântăm la mulți ani, cred eu, e timpul recitalului și n-are niciun rost, cred că preferăm să cântăm împreună cu voi, mi-ai luat inima. De acord cu noi? Perfect! Da, tare de tot, tare, da, și se audă puternic, da? 1, 2, 1, 2, mi-ai luat inima și nici măcar nu. De-acum toată, nu-i rău, dar se poate și mai bine. Mi-ai luat inima și nici măcar nu. De-acum toată. Hai, încă o dată la cântecul ăsta, încă o dată! Mi-ai luat inima și nici măcar nu. De-acum toată viața am să te aștept. Mi-ai luat inima și-ai plecat, nici măcar nu mai întrebat.
Mulțumim din inima. Mulțumim frumos. Rămâneți cu palmele acolo, ca să... Încheiați dumneavoastră, deci cântați așa frumos. Cântați așa frumos încât îmi doresc să încheiați dumneavoastră cântecul ăsta. Eu o să spun așa. Aș vrea să vii aici cu...
Ăsta e cuvântul, mine. Bravo, bravo. Hai mai încercăm o dată. Aș vrea să fii aici cu... N-a fost rău, dar n-ați fost împreună, sincer, ați cântat defazat, stânga de dreapta. Hai să ne adunăm cu toții într-un glas ca să sune cel mai bine. Și pentru asta am altă idee, ca să vă adun pe toți într-un singur glas, așa, cântăm unul. 1, 2, 3, și... Asta ce înseamnă repetiție. Foarte tare, încă o dată. Asta e, bă, repetiție e clară. Acolo în zona aia nu cântăm, în spate, pe la mijloc. Hai, hai, mai cu viață, mai cu viață. Mai cu viață. Am de toate și sunt toți lângă mine, tot în jurul meu, toate merg bine. Dacă ai fi și tu aici cu mine, lângă tine. Mai facem o încercare, da? Nu că cu tot voi încheiați. Aș vrea să fii aici cu mine. Bravo, Galați! Foarte tare. Mulțumim frumos, scumpilor! Mulțumim din toată inima. Ei, dragii noștri, acum a venit un moment la care trebuie să-l rog pe domnul cu tricou verde să se întoarcă spre doamna cu care stă acolo așa și spune, cântecul ăsta e pentru tine. Nu se aude, trebuie să auzim și noi. Deci nu se aude, deci trebuie să audă toată lumea. Puțin mai tare, că nu ne apucăm să cântăm, sincer. Cântecul ăsta e pentru tine, zi. Mult mai bine, bravo, bravo, bravo. Dacă ai chef să o dansezi, poți să o și dansezi, vii invită la dans, nu e o problemă. Și voi acolo, dacă vă iubiți tare, dansați, sigur că da. Lacrimă din soare, plină de culoare, zâmbete lumină, sufletul meu lină, ca o primăvară. Care vine întâia oară, ai adus cu tine diminețe mine, pentru tine. Să știi, eu număr noapte și zi. Deși am de noi, își lase se și zi. Hai să mai aprindem ceva telefoane. Stat în zi, în noapte, în fără șoapte, soare ascult în mare, unde ești tu oare? Fiecare clipă care trece fără tine, și zi. De șapte ori, șase zi.
mănăstirii. Eu cumpăr noapte și zi. Deci eu m-am blocat că sunt foarte frumoase lanternele de la telefoanele voastre și nu știu ce să fac, o încheiem acum. Mai cântăm un refren, că îmi place să le văd aici de sus, arată foarte tare. Mai cântăm un refren. Unu, doi, trei și... De șapte în șase, prin vise... Din cinci în patru și-mi spui că din trei, doi ochi sunt ochii tăi, iubito. Unul este cântul care m-a făcut să cânt pentru tine, tine să știi. Eu număr noapte și zi. Pentru tine. Ei, scumpii noștri, avem un cântec prin care noi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem și pentru faptul că ne-a ținut 23 de ani pe drumurile din România în regulă, fără niciun incident major, și suntem aici prezenți după 23 de ani în fața voastră doar cu ajutorul lui. Din punctul nostru de vedere, un om mai bun nu poate fi decât un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, așa că vă cântăm despre un om mai bun, ca mulțumire lui că suntem aici unde suntem. Îmi
viața asta și încerc să mă ies când nu sunt eu, când mă chiar să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Să mă ies când nu sunt eu, când mă chiar să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Să fii drumul meu, să mă ierd. Nu sunt eu, când mă ierd. Să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Să mă ierd, să mă ierd. Nu sunt eu, când mă pierd. Drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Să mă ierd. Să fii drumul meu, să mă ajut, să mă ajut, că nu știu ce să spun. Da. Să mă faci un om mai bun. Mulțumim din toată inima, dragi prieteni! Deci e o seară minunată împreună cu voi. Aici miroase puternic a tei. Este minunat. Temperatura e optimă de pentru cântat și cred că și pentru stat și ascultat proconsul. Și cu toate astea bune puse în sac, venim și vă spunem că pe finalul recitalului trebuie să vă cântăm cu toată dragostea. Probabil cel mai așteptat cântec de către dumneavoastră, este vorba de cântecul Cerul!
ascundește. Dragilor, înainte să vă mulțumesc încă o dată pentru seara asta frumoasă, vreau să mai cântăm o dată refrenul de la Cerul, de acord? La toată lumea. Hai cu lanternele sus, Giuliano, vreau să filmez un pic ce se întâmplă aici pe strada asta frumoasă. Ia! 1, 2, 3, 4! Încă o dată, dragilor, fiți binecuvântați! Galați, mulțumim că ați fost la ziua noastră! Cu Dragoș la chitară și la voce! Robert la clape și la voce, Răzvanel la tobe, Jules Baldovin la chitară și la voce, Traian la bas și a fost un prieten pentru totdeauna, Bodo. Iar pe ecranul din stânga, doamna Mariana Pachis a făcut minunile astea pe care dumneavoastră le-ați văzut pe ecran. Mulțumim, Mariana! Cea pe care ați văzut-o desenând standard. Mulțumim, dragi prieteni, mulțumim că ați fost în această seară. Final Ecofest 2022 aici la Galați, un final minunat. Vă mulțumim că ați rămas până acum. Mulțumim pentru înțelegere celor care nu s-au supărat că am depășit puțin ora la care trebuia să încheiem spectacolul nostru. Să aveți o seară minunată, să aveți o vară frumoasă.